Salut! Am ceva de zis aproximativ. În ciclu singur acasă, versiunea Brașov, episodul 34, apartament 14. În ce contest cât un cadă obicei? Am probleme. Scapă presiune pe la simeringuri. M-am sculat vioi la 7. Am făcut dușul. Ăla cu apă albastră și m-am apucat de treabă. Și la 9:30 dimineața m-a părit un somn, noroc că sunt 8 pași până în pat, și m-a sculat la 2 sau la 3. Partea proastă e că de câte ori mă scol, în tinerețe, după o băută așa, a doua zi, stăteam în picioare, dar vorba unui coleg, nu trebuia să clipesc prea repede. Cam așa mă simt. Așa că iar am făcut un duș, apă rece, vorba vine relativ rece, adică am un termometru atârnat de, chiar de duș, 25 de grade temperatura în baie și după aceea pun ca să curgă apa pe el, de la duș. 14 grade, deci nu e chiar rece. După aia, agățat de bară, făcut 10 tracțiuni, 10 genuflexiuni, bărbierit timp de 15 minute cu viteza de 11 km pe oră, eu mor pe bicicletă noastră ergonomică, a dat una din fetele mele, și am intrat iar în parametri. Cât timp? Nu știu. Dacă îmi pică iar în alta, 8 pași, sub un pat, și mă scol când mă scula. Salut, am. Mă deranjează faptul că la nivel înalt nu se cunoaște sensul cuvintelor. Mă dăm truna, ca să spun ca ciurică. Nu știu ce mai vrea să facă. Și în concluzie a scot un ciornă, un draft de act legislativ în dezbatere publică. 4 ore. Eu țin minte înainte de 89, trebuie să ai avantajul de a fi în vârstă. Tovarășul comandant suprem, Nicolae Ceaușescu, ținea o cuvântare de o deosebită importanță. Imediat notă telefonică în toate organizațiile de bază ale Partidului Comunist Român, să dezbătea cuvântarea de o deosebită importanță a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se citea aia de la cap la coadă și se trimitea o telegramă în care toți și noi, și noi, și noi. Ei, madame Prună gândește la fel. Am încercat de mai multe ori ca să intru în forumurile astea unde se dezbate ceva în mod oficial. Ceva cu pădurile m-a interesat la un moment dat. Și-am găsit-o, dar foarte greu. Unde era ciorna. Dar nu-mi permitea ca să atașezi jos și zici tu. Cum văd eu treaba. Să fie foarte vizibil unde se postează un proiect de genul ăsta. Și după aceea fiecare să măhănească ce vrea. Implicit când s-a terminat dezbaterea, poate guvernul să zică, domne, s-a dezbătut, au fost 17 propuneri și explică la fiecare de ce nu s-a aplicat aia. Că, de exemplu, acolo poate să apar cu o propunere, domne, dacă se face cum ziceți voi, să sparge geamul la WC-ul. Și ăștia comentează. Și cetățeanul Popescu Colibaș, dar ne-a tras atenția că dacă aplicăm hotărârea asta de guvern, se sparge geamul la WC-ul. Nu, domnule, nu se sparge din cauza că. Se pune în practică dacă după câtva timp se dovedește că s-a spart geamul la WC-ul,
să fie căutați vinovați. Că cetățeanul ăla în cadrul dezbaterii a zis, și v-a zis, las-o băi, las-o așa. Asta văd eu prin dezbatere publică. Foarte mulți nu înțeleg sensul cuvintelor. Dau alt exemplu, un articol, acum Antena 3 este nevinovată, deoarece nu știa că spotul ascunde un șantaj, motivarea sentinței. Trec peste problema în sine, dar ce au zis judecătorii în motivarea? În mod evident, o emisiune TV, indiferent de conținutul acestuia, nu poate avea aptitudinea de a influența deciziile magistraților, virgulă. Cel mult poate crea un curent de opinie favorabil celui acuzat în cadrul societății. Punct. Este însă de netăgăduit că organele judiciare nu își conduc activitatea în funcție de opinia publică, ci strict în conformitate cu dispozitivele legale. Auzi, gușat-o! Mă refer la Ciobi. Presiunea asupra justiției. Uite ce zic ăștia, ce o dreptate. Adică în momentul când un judecător trebuie să decide ceva, dacă sunt 1000 de înși în fața instituției și urlă că face o tâmpenie, doar să-i tremură pixul și nu mai poate, eu aș spune că e vinovat, dar nu pot că urlă aia 1000 și dacă am o bază legală că le-ai vinovat, îi dau 10 ani cu executare. Punct. Chit că urlă bine. Complicat. Lasă așa. Și la alta, am o problemă ca să-l urmăresc pe Iohannis. Eu, la fel ca un calculator, am programe de protecție ecranului. Dacă nu mișcă nimic pe ecran, se decuplează. Intră în standby. E, probabil am și un program de protecție când nu pot să-l urmăresc pe unul, că mi vorbește prea încet, prea rar. Mă decuplez. Asta e cazul lui Iohannis. Nu pot, e vina mea. Gândesc prea repede pentru el. Dar la alta, un om de afaceri, arab, ajuns în America, îmbrăcat în costumul tradițional, vorbea la telefon, în arabă, și l-a părut unii, că e tirolist. S-a repedit ăștia, l-au legat, l-au burdușit, tipul scandalizat, că-i dă în judecată. Este o mică problemă. Unii îmbrăcați exact ca el, vorbind arabă, Allah, nu știu ce dracu țipă, și pe aia făceau bum. Ce fac în situația asta? Îl aștept să facă bum ca să leg sau o leg de înainte. Așa că e o problemă care trebuie să o rezolve el acasă. Să provoacă frică. Și reacția că a fost pus pe burtă e contrareacția la faptul că ăștia fac bum. E așa de greu de înțeles. Da, pe grabă din. Am fost mai scurt în 9 minute. După cum am în semnarea anterioară, am un postscriptum 2 la dialogul meu la distanță cu colegul meu cu cucul în piept, Ioan Cepaliga. Care este un licențiat veritabil în științe militare roase, mai mult roase decât militare, deteriorat profund sufletește de acele verificări de cadre devenit un veritabil supliciu patologic traumatizant. Voi detalia faptele memoriile mele aflate în curs de redactare. Ce vrei cu să spui tu acolo, mă? Eu? Cu toate că am fost la talbă, comandantul tău, comandant companie și niște cățel 14, eu am ce povesti. Și aici arăt cum ne deosebim noi, că ne-am trecut ca gâsca prin apă, prin armată.
și după aia am ajuns un licențiat în ASE ca să mă realizez. S-au sez la Casa Armate din Brăila. Colega. Sta direct. Un exemplu. În comandamentul apărării artilerii în teritoriul a fost contractată și adusă o stație, un emisător, RDG. De fapt au fost aduse mai multe, dar a fost unul adus primul. Jos pălăria depășea tot ce aveam noi de la ruși. Arăta ca un dulap. Se conducea de la distanță printr-un calculator. Ce mai tehnica. Cu ocazia contractării, toată grupa de la CAT, la șeful de transmisiuni, pe rând au făcut potecă până în Germania. Și ăla la documente secrete. Păi, era șef de transmisiune în perioada, am auzit de figura asta, dar era la cimitirul elefanților, ce treaba mea. Vine stația, se anunță convocare, toți șefii de transmisiuni de CAT să ni se prezinte stația. Am umplut sala acolo, inginerul care mersese acolo, asistat de vreo trei maestri militari, a început prezentarea stației. Planșe, chestii, să s-o pornească. Păi, dar nu pornea dulap. A început ea să certe între ea, păi s-o opeți panoul ăla de comandă, nimic. Și atunci șeful la mare zice, domne, pauză 15 minute până pornesc ăsta dulap. Pleca toți în pauză, eu m-am apropiat de experți. Și, că nu puteam să stau lângă ăla care era prea înghesială, am uitat manualul. Așa era. Făcut de nemți. Documentația germană e făcută pentru cretin. Foarte bine gândită, nu mai știu cum e acum. Dar atunci așa era. Știind germana, mă așez în fund și încep să o ling pe aia. Mă lămuresc despre ce e vorba, cartea în mână, mă duc la ea. Ăștia se certau acolo. Zic, dom'le, asta ați văzut ce scrie? Și ăștia scot notițele lor, că și l-o lăsă acolo. Zic, vedeți că a sărit un pas. Ia să uite așa, caietele notițe. N-a sărit niciun pas. Uite ce zice neamțul. Că obligatoriu trebuie să faci cutare. S-au uitat ăștia unii la alții. I-am arătat unde e, normal, habar n-a plăcut de germană, dar m-au crezut. Și hai să luăm la început. Și m-am apucat eu acum să le traduc de mers pașii care trebuiau făcuți și să execute. Și stația a început să miște, ăștia erau încântați. Și mă ascultau foarte atenți. Și făcea exact ce zic eu. Termină la 15 minute, înapoiază în sală colegii mei, șef de transmisiuni, dar ăștia încă nu terminaseră. Și în liniște stătea acolo și a urmărit cum s-a pornit stația. După a intrat în priză inginerul care a mers în Germania, la instruire, și a mai punctat el niște treburi. S-a terminat tot, n-a anunțat că plecăm înapoi pe teritoriu și colegul meu Cuțucos, care Cucuc în piept, Academie. Mă cheamă la el, era secția de transmisiune aceea tău, de zice, tu nu pleci la Ploiești, mâine dimineață la 8 vii la mine în birou. Așa eram noi între colegi. Eu era pe funcție de colonel plin, eu eram pe funcție fără Academie, maior. Că se face o convocare acum cu maestrii din CAT, care vor fi șef de stație și tu o să le predai lor. Ai înțeles? Da. Ne întâlnim în loc. Bine. A doua zi, la o fără cință, îl sun. Hai mai repede la mine. Ei, pe cam greu. De ce? Păi vorbesc la Brașov. Păi ce cauți la Brașov? Păi ce locul meu de muncă?
Păi nu ți-am zis eu să... Bă, da. Dar nu crezi că atunci când ați făcut potecă în RDG, trebuia să mă chemați și pe mine? Și ăla la documente secrete a mers de vreo trei ori până acolo. Ce te rog, trimite-mi ordine de serviciu și ștampilat. Da. Urmare. Am ajuns să... Am fost avansat. După câtva timp. Eram deja locotenent colonel. Și am fost avansat ca ofițer 4 la un regiment de rachete. În subordinea uneia care era foarte proaspăt făcut capitan. Apropo, colega. Asta e. Am spus că aveam clauza neținerii cele mai popularizate și trebuia să tac în gură. Auzi, colega? M-a dus acolo. Cum am ajuns acolo, mă sună de la Ploiești, la divizie, un colonel Asan. Păi, ce mă bucur că ai venit acolo, că n-aveam cu cine să vorbesc pe linie de transmisiune, că toți sunt niște tâmpiți. Dar și colonel, eu am fost avansat aici ca ofițer 4. Treaba mea e ca să am grijă de tehnică în evidența contabilă. Mă, nu-ți mai place ție tehnică? Bă, da. Și atunci cum te lasă inima pe tine? Cum v-a lăsat pe noastră inima să mă pune subornat unui capitan, care trebuie să aștept să iasă la pensie ca să prind și o funcție? Da. Și cât eram acolo, a venit stația asta și la regimentul ăsta de rachete. Asta de RDG. Eu cu mânecuțe și auzeam discuțiile care erau acolo. La un moment dat se strică stația. Ăștia încearcă să o repară, telefoane la Ploiești, nu reușeau. Apelează să vină de la Ploiești un expert. Vine Ploieștul, la Ploiești expertul. Și pe ăsta-l cunoșteam, că lucrasem la Ploiești. Și tipul pleacă la stația. Eu m-am apucat și am făcut ăsta procesul verbal de constatare. Adică care a fost problemele stației. În care am trecut simptomele, am trecut defectul și am trecut acolo ce trebuie făcut ca să se remedieze stația. Vine ăsta după câteva ore, înjurând. Mama lor de tâmpit. Zic, uite, ți-am făcut asta, escalește-l. Că nu mai pierzi timpul aici, că ai tren peste o oră. Ăla îl citește de sus până jos și începe să înjure. Păi tu de aici, din birou, știi despre ce e vorba? După cum vezi, da. Și de ce? Păi eu sunt cu mânecuțe. În punctul meu de vedere, stația era la categoria a doua. Adică necesită reparație. Tare, nu? Ne desebim, colega. Ioan Cepaliga, regalta. Aici chiar e o chestie care e meritul meu. Eu am fost autodidact în materie de IT. Când am terminat școala, erau tuburile electronice la putere. Atunci a apărut să tranzistorii. Și cu integratele am mari probleme ca să lucrez. Iar IT nu exista. Însă m-a preocupat. Cu toate că nu eram fișa postului să mă preocupe. Și întâi mi-am cumpărat un calculator Commodore 64, după aia am făcut upgrade, un Commodore 128, după aia un Spectrum Sinclair, sau nu știu cum dracu spune. Ei, și după aia am ajuns în unitate, am fost dotat cu frumoasele calculatoare HC85. Și am intrat în posesia unuia de ăla. Și bineînțeles, am făcut raport la bani. Doamne, de ce mi-a intrat în dotare, trimiteți-mă la un curs ca să învăț. Aaa, treaba ta e numai atât, să la în evidență acolo. Bun, dar nu știu să lucrez cu el. Trimite-mă la cursul ăla, ca să opereze calculatorul,
pună la bibliotecă. Că o să facem noi un program, asta e bun. Pleacă aia, vine înapoi, iar a făcut că se trimite așa la curte. Dom'le, eu sunt șeful serviciului. Trimite pe una la bucătărie. Ca să o scurtez, mă operați deoparte. Exact în aceeași situație cu mine, era colegul meu turbat. Dumnezeu să o odihnească. Șef de transmisiuni dincolo, la școală Elanta. Tot așa primi cutiile, nimeni nu l-a băgat pe el în seamă. Tipul care va cucu pe desebire pe mine a zis, dacă nu mă învățați, eu aștept. Eu ce am făcut? Am aflat care este cel mai deștept student în secția asta de radiolocație, în arma de radiolocație, care se pricepe la calculatoare. Marius Bărănescu, căutați numele la mine pe blog. Ăla mi-a fost lector. Și a spus, măi, tu mă înveți calculatoare pe mine. Găsită cum făcut Rozâncă o cutie de-asta, monitoare, tot ce trebuie acolo. Mariuse, cu ăsta te joci tu, pe ăsta învăț eu. Mi-a explicat el niște treburi sumare și aportul lui hotărât a fost că mi-a dat un manual, mai și acum, cu DPS-2. Nu pricepeam ceva, mi-a explicat. Dar el lucra în dragi la monitorul lui. Și când el nu pricepea, mă, Mariuse, ce dracu fac aici? Și scrie în manual. Găseam. Rezultatul, sub controlul lui, după 6 luni, făcusem un program. Scuzați. Dividența a convorbirilor telefonice cu orașul. 6 luni. De când pusesem mâna pe acest calculator. Și pe aia am ținut-o așa. E, a trecut timp, a trecut în rezervă, a trecut și turbatul în rezervă, la un moment dat mă sună și îmi spune, zice, mă, vreau să-mi cumpăr și un calculator. Și foarte bine. Păi, nu vii să-l alegi tu, că tu te pricepi. Păi, mi-am făcut timp, m-am luat cu mașina mea, l-am dus, m-am luat cutia, m-am dus acolo, i-am instalat-o, uite. Și-s foarte așa, și acum ce fac cu ea? Păi, lucrez. Păi, dar nu știu. Și tu știi? Zic, bun. Și care e problema mea? Că nu știi tu. Că tu nu ai vrut să știi. Eu am vrut să știu. Ca să o scurtez, tipul a putut calculator. Deci ne deosebim colega. Înainte de a intra în școala militară, am fost transmisionist, radioamator, autorizat. Unicul card în toată seria mea, aia de 100 nu știu cât de oameni. Eu am rămas și la pensie tot radioamator. Și îmi place să mă joc cu treburile astea. 4 monitoare, calculator, server, în cămară încă un calculator, dincolo încă 2. Iar pentru mine o zi de pensie nu o consider finalizată, adică să mă culc liniștit. Dacă n-am eu o găsernică mică care am rezolvat-o azi, ca să pot dormi. Așa sunt construit și să am motiv să mă scot mâine. Găsernicile astea sunt penibile câteodată, ca să mă duce capul. Dau un exemplu. Într-o zi m-am culcat fericit că am înșurubat un gol șurub în rama de la geam. Râs, colega, tu cu piept. Care era problema? În partea de sus a geamului un transparent de la. S-a înserizat un lucru. Că la încet, încet se mutea spre stânga, până se apropia în perete. Și efectiv rodea în perete. Am luat, l-am tras înapoi, încet, încet, iar ajuns spre stânga. Păi ce ai? M-am urcat pe masă ca să fiu la înălțimea lui, m-am uitat mult.
Și mi-am dat seama ce se poate face. Bor mașina, dat o gaură în tocul geamului și băgat holșurubul ăsta, care când avea tendința ca să ducă ăla încolo, îl ținea pe loc. Noutate în apartamentul 14, noutate pe GPS-ul 34, noutate în Răcădău, noutate în Brașov. S-a întâlnit liniștit. Acum că 16 ore pe zi mă ocup cu trebuit ăsta, că am probleme, cum am spus și acum, mi se decuplează în alta. Asta e. Și pe aia începe protocolul ăsta ca să mă pun în funcțiune, duș cu apă rece, 10 tracțiuni, bărbierit, o cafea și intru iar în priză. Dau alt exemplu. Tot în perioada ca vieții mele militare, la talpă, nu cu cucu în piept, mi-am dat seama de un lucru. Calitatea de comandant mi-a fost cel mai mult pusă în valoare când eram la munci agricole. Da, colega, eu spre desebine de tine, avut clauza asta, păi aveam, n-aveam chef, toamnă de toamnă, eram în circuitul la vizita județele patriei. E, la muncile agricole se schimbau toate problemele. Când veneau soldații de acolo, în seara aia li se făcea duș, îmbrăcătunși, urcați, îmbrăcați civil și dați afară din cazarmă. Termină să rămâna. Nu mai aveau treabă cu nimeni. Când erai șeful lor acolo, nu se executau dacă nu le convenea. Punct. Și n-aveai ce să le faci. În calitate de ofițer, trebuia să te transformi din comandant în șef de bandă. Și a reușit asta. Chiar bine. Sau, de exemplu, la munci agricole mi s-a dus la un moment dat un soldat care fugise prin vreo 3 detașamente. Mi l-a dus cu cătușe, pur și simplu. Au dat de dracu și ofițerii care erau comandanți de detașament la asta. Și a venit ăsta la mine, cu pedigriul ăsta. Și eu când l-am văzut, am acceptat să scoate ăștia cătușele. Soldat, mă bucur enorm că ai venit la mine. Ăsta se uite ca berbecul la mine. Băi, de ce? Băi, tu ești biletul meu de voie să scap dracului de muncile agricole. Că tu o să fugi și de aici. Și atunci eu te raportez, iau 10 zile de arest, dar la Ploiești, și rămân acasă, lângă soție, înveți fetițele, și a scăpat dracu' de voi. Hai bă, fugi! Și uite, ca să ai motive ca să fugi, îți crezi și posibilitatea. Unde eram noi la fermă acolo, erau cam 7 km față de unde era cantina. Ei, și trebuia o căruță în fiecare zi, ca să ducă, să aducă mâncarea, să ducă vasări, mă, cu căruța te descurci, da, bine, uite căruța, uite calul, uite marmidele, treaba ta e, în fiecare zi te duci de 3 ori pe zi până acolo, vii cu mâncarea, te duci înapoi. Și fugi, bă, dracului, de aici, ca să pleci la acasă să-mi fac copilași. Și ca să nu ai cumva reține, eu aveam și ordine de serviciu în alb. Uite ordine de serviciu în alb, am iscălit, e perfect valabil, e numele tău trecut aici. Vezi ce zice aici? Pleacă la data de, se întoarce la data de, puncte. Și aici am completat eu, la ordin. În concluzie, tu cu biletul ăsta poți să pleci. Nimeni n-are voie să-ți facă nimic. Roiu, și soldatul meu se scula la 4 dimineața, înhăma calul, spăla marmidele, se ducea până acolo, venea înapoi, se trăta la asta mâncare, după aia pleca și n-a fugit. Colega,
Tăl, 30 de minute. Nici, și nici n-am trecut taluga. Mai dau încă una. Lucram în pădure, la Păulești, grupul de emisătoare radio, 25 de mașini, am mai povestit-o ca acolo. Și acolo dormeam, practic, într-o cameră lipită de centrala telefonică, că serviciul era de 24 de ore. Deci, cum se spunea în armată, serviciul cu pat. Când prindeai, te culcai. Aia, că erau mulți câte unii care nu stăteau jos de-un pat 24 de ore, e pat a doua. Seara, acolo, tot în clădire, aia era și subunitatea, compania. Și într-o seară, pe la 11, aud urle de țipete, trucăituri, prinde-l, unde-i, căuta să mă culc mai departe, nu puteam. Iau lanterna, ies afară, liniște, iar aud ăsta, intru înapoi, și la un moment dat deschide ușa și apare un soldat congestionat la față, deschia până la buric și începe să urle la mine. Eu mă mor! Eu mă uit la spin. Eu mă mor! Bine, bă! Am înțeles. Dar la mine aici, în cameră, nu poți să omori. Cam gratii la geam. Hai cu mine. Iau lanterna, ies pe hol. Cu ăsta după mine, care era foarte cald. Merg în capul coridorului, deschid geamurile, zic, aici, uite jos, tufiș, de la frumos tuns așa, la mijloc beton, de 1,5 metri, era aleea. Eu mă urc aici și luminez spre beton. Tu te urci pe geam și te arunci în cap. Bă, dar nu pe tufiș, că scap cu viață, pe beton. Eu îți luminez acolo. Între timp a apărut să vă patru gradați care pierduseră pășa. Ăsta s-au apropiat și ascultau foarte interesat dialogul. Ăsta... Hai mă, că vreau să mă duc să mă culc. Stau după toți tâmpiți aici care vor să omoare. Hai, urcă-te. Ăsta nimic. Urcă-te, bă, dracu, pe geam și sari în cap. Aaaa, nu cumva tu vrei să-ți bagi joc de noi? Mă, caporal, pune-ți mâna pe ăsta și aruncați-l dracu în cap. Să plecăm plecă la culcare. Au pus ăștia mâna pe el, l-au urcat pe geam, să preptise ăștia mâine acolo, nu puteți să clintești. Nu mă omor, nu mă omor! Aha, te-ai bătut joc de noi, nu? Dar era pe-a trău de tot. Păi ce dracu facem cu ăsta? Mă gândesc că eu era un dormitor care nu erau numai niște paturi neechipate acolo. Paturi de la militare, zdravene. Sergent, fugi repede și adu-o în gură de antena. Erau o acolo de naivă. Îl luați pe ăsta, îl lipiți de un pat ăla și legați așa ca pe mumie, mumie până jos. Ca să ne vedem dracu de treabă. L-au legat ăsta, l-au proptit de pat, zero perete. Am lăsat unul să stea planton ca să uite la el ce face, totuși. După vreo oră vine ăla la mine. Ce măi? Vrea să piși ăla. S-a trezit, era îngră. Du-te mai scoală doi soldați, luați o găleată, îl desfaci la pantaloni, îl întoarceți cu patul așa în jos, scoate dâmba afară, să bagă Biblia. Puneți-l înapoi. S-a făcut 7 dimineața, m-a dus acolo, ăsta era, să treziți acum, dezlegați-mă. Nu mai te duceți la raportul companiei așa cu patul pe cant. Până la sfârșit că sunt în inimă bună, a încetat. Zic, bine, dezlegați-l. Când l-au dezlegat ăsta, ca un scuipat așa curs până jos, nu-ți putea sta în picioare, vă dați seama, ținut-o la vreo 6 dezlegat așa. M-am întâlnit cu el prin curță. Uite, mai omori? Înturat masă, nu. Colega, ai avea curajul să faci așa ceva? Ai dat seama, îți dai seama ce am riscat eu?
că poate boul s-a aruncat. De ce am făcut asta? Ca în chime, colega. Sau pași, cum se spune acum. Adică vorbesc gros, de mamă. Ai concept o asemenea rezolvare? Nu, colega. Tu vrei șef la Casa Armatei. Cum zice acolo, deteriorat profund sufletește. Lasă așa. Bun. Și efectiv n-am trecut. O să fie și postscriptum 3. E, asta e vorba lui treaba aceea. Dar ce povesti, nu? Că trebuie că am fost la talpă. Vedeți că e acolo jos un link. Am mai trecut iar viața ca e acolo, dar sunt foarte multe eșece anterioare pe linie de cache și un raport la Armagedon. Ești în la pensie. Vuia mass media de raportul Armagedon pe timpul Năstase, când era premier. L-am căutat, că jurau toată lumea, domnule, ce le face la așa în armat. Am văzut despre ce e vorba, mi-a sărit muștarul. Eu care plecase întrântind ușa din armat. Ea, habar n-aveau ce vorbi, ce vorbeau. Și rezultatul, am intrat între ei. Deci nu de la secția cu cucu în piept, care trebuia să apere prestigiul armatei. Nu! Un pensionar care plecase trântind ușa. Și am postat o însemnare și am făcut liniște. De ce, colega? I-am chime, am baș, colega, vorbesc gros. Tu care e cucu în piept, te permite să faci așa ceva? Avantaj eu. Toate bune, înseamnă că și mâine va fi postscriptul 3. E, asta e. Am rămas surprins câtă lume a fost interesată de însemnarea anterioară. Promit și mâine încă una. Țineți aproape!